Reprezentanții ai Poliției Județului Caraș-Severin au desfășurat ample controle în trafic în acest weekend și au aplicat amenzi pentru neregulile constatate șoferilor cărășeni. Polițiștii cărășeni au efectuat controale împreună cu specialiștii silvici și au oprit pentru control mai multe mașini care transportau lemne. Astfel, sâmbătă, aproape de ora 17, pe DN58B, între Bocșa și Berzovia, a fost oprită o mașină încărcată cu lemne. Din verificările efectuate împreună cu specialiștii silvici, s-a stabilit că autovehiculul transporta 4,36 de metri cubi de material lemnos, depășind cu 1,02 volumul înscris în avizul de însoțire a materialului lemnos. Lemnul transportat fără documente legale a fost ridicat în vederea confiscării și predat în custodie ocolului silvic, iar șoferul a fost amendat cu 1000 de lei, a informat Poliția Județului Caraș-Severin. În alt caz, polițiștii de la secția 8 rurală Oravița s-au sesizat din oficiu vis-a-vis de folosirea fără drept a dispozitivelor speciale de marcat, faptă ce constituie infracțiune. Astfel, în data de 19 septembrie, polițiștii l-au depistat pe un bărbat de 42 de ani din comuna Sasca Montană, care ar fi tăiat din apropierea localității Socolari 8 arbori nemarcați, 6 din specia Cer și 2 din specia Gorun, având diametre cuprinse între 25 și 76 de centimetri. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept și furt de material lemnos. Într-un alt caz, ce a avut loc la ora 1:30 noaptea de vineri spre sâmbătă, tot polițiștii secției 8 rurală Oravița au surprins la Vărădia două tractoare conduse de doi bărbați în vârstă de 24 de ani, respectiv de 54 de ani, care cărau lemn în remorci. Din verificările efectuate împreună cu specialiști silvici, s-a stabilit că cei 2,6, respectiv 2,4 metri cubi de lemn, de esență Cer și Gorun, erau tăiați fără drept, șoferii neavând documente legale în acest sens. Întreaga cantitate de lemn a fost ridicată în vederea confiscării și predată în custodie reprezentanților silvici. Cei doi bărbați au fost amendați. Amenzile primite au o valoare totală de 4.000 de lei.